Prieteni, bună dimineața la dumneavoastră. Bună dimineața, suntem pe canal, vedem patrona Orleu pe care facem. Să facem micul jum, prieteni. Micul jun. Ionuț, ai făcut micul jun. Ia, ai pregătit, bă, că. Da? Dă-te cu fața să vadă prietenii. Cum ți arată moaca. Bă, dă-i fața să vadă oamenii. De ce? E supărat? De ce? N-ai țigări că ți-a dus mie la țară un pachet. Dar ți-a luat Mihaela în pachet aseară. Spune, să audă oamenii. Bine că mi-a luat, s-a dus? Bine că mi-a luat, mulțumesc, da. Da? Mulțumesc. Și pregătim micul și un Alin. Ei, cum, mănânci roșii cu păi, oală. Hai bine, hai. Ioane, iar mă supărași de dimineață. Gata, îl pregătesc eu micul jun. Eu nu mă filma. Pregătesc eu micul jun dacă tu nu... Crastaveți așa se mănâncă de dimineață, iaurt, asta se mănâncă, nu se mănâncă carne. Eu am spus, să-i margarină, să-i mulți, să-i... Să-ți dau bani ție, ca să rămână restul. Nu rămâne nimeni, că nu mă pregătesc banii pe... Nu, cumpăr eu mai încolo când mă duc în oraș. Când mă duc în oraș, cumpăr eu și alimentez tot ce trebuie, prieteni. Da, uite-l, totorește. Totorește, prieten, ce-a dus pe capul meu, Alin. Totorește, dimineața în bucătărie îmi face nervi și nu face nimic, prieteni. Asta este, prieteni. Da, îi duc un iaurt. Da. Îi pun un iaurt micujun. Micul jun, prieten, îi pregătesc micul jun ca să ia pastilele, că e gripat, îi pun pastilele aici, să le ia Alin, care gripă, luarăm și noi, mai ne trecut de gripă. Și prieteni... Ia pune pauză. Da, hai. Prieteni, mâncăm o sără iaurt de asta cu pâine dimineața, micul jun, ca să luăm pastilele. Îi pusă și lui Alin acolo. Ia urt de ăsta, ca așa e bine. Pastilele le pusă aici, medicamentele. Și așa e, prieteni. Și prieteni, eu ne-a supărat tot timpul. Nu vrea să facă nimic ca prieteni. Nici să ne sârbească, nici să ne ducă la muncă, nici să facă o tub. Să filmează, nu vrea mai nimica tot. Să supără, uite, fără să mă cer cu el, fără nimica. Îi spuse, Ioane, pune și tu masa. Zice că n-am poftă. Trebuie să aibă poftă când ne servești. Vorba de poftă, n-ai cu ce să ce pui pe masă. N-ai cu ce? Cu ce este, Ioane? Pâine goală. Ioane, cu ce este? Uite, pâine goală, mâncăm cu iaurt, ce este? Că dacă nu am fost la magazin, n-am bani acum să te duc la magazin. Mă duc eu în oraș, mai târzim și iau de toate. Iau șampon, iau margarină, unt de ăștia. Ia avem, știm ce să cumpăr, tu nu știi ce să cumperi. Păi nu te supăra, că nu știi tu ce să-mi cumperi mie. Știi tu să-mi cumperi mie pentru micul jum dimineața? Hai? Știi? Păi aia, nu știi. Nu te supăra, că eu nu mai dau bani pe papură, așa. Să-mi cumpăr altul. Să mă duc eu și-mi cumpăr ce am nevoie. Tu trebuie să ne ajuți, să ne servești, să ne dai în mână dacă vrei. Să filmezi și tu pe YouTube, așa e frumos. Du-te dimineață, spalte în baie frumos, puneți... Da, te spălați, pusești pătul acolo la haier să arisacă. Păi și aia, așa am făcut, am pus pe a mea la erisit. Să nu mirosim aici la Alin. Ai văzut că Cristi a dormit la mine în cameră și zicea că nu e arisire? Păi dacă camera e singură, prieteni,
Și nu am stat de atâta timp acolo. Cum să nu fie să dă drumul la rițire? Mă budulea tot acolo pe șeife, pe mobilă, că am bani, am aur. El de-aia s-a dus acasă la mine. Prietenul s-a dus acasă să budulea noaptea acolo când filma. La mine în cameră. Ați văzut ce om este? Să uita peste tot ce să găsească. Cred că dacă avea teaia în șeif, desfăcea șeif. Avea curajul să-l desfacă. Dacă ursul i-a dat toate condițiile, i-a pus boilerul în priză să aibă apă caldă, i-a pus un reșeu acolo să aibă căldură, nu putea să pună capul să doarmă? Păi nu puteai crisi să pui capul să dormi ca să te liniștești? Buduleai șeiful și filmai tavanul. Ai spus, Crisi, că ești litrișian. De ce nu mi-ai făcut și mie întărupătorul acolo și becurile, dacă ești litrișian? Trebuia să-mi faci și mie întărupătorul, să becuri, să fii cerut și să pui acolo și tu. Dar bine că le-ai văzut, zici că ești litrișian și nu știi să faci nimic. O să te iau eu într-o zi la Strahaia, dacă știi litricitate. Dacă știi litricitate, o să te iau într-o zi ca să-mi faci ce am pe acolo, prizele, becurile. Înțelegi, Cristi? Ca să-mi faci tot ce este acolo, că dacă știi litricitate și îți plătesc, nu degeaba. Îți plătesc să-mi faci litrician, că la noi nu prea se mai găsește litrician, i-a plecat dincolo în străinătate. Și dacă ai diplomă de electricitate, te pun să faci prizele ce e curentul pe acolo. Și îți plătesc, Cristi, așa facem. Vorbim când vin în București. Da, le-ai pe Ion ajutorul tău să te ajută? Da, că dacă Ion vrea să ia bani, să te ajută ajutorul tău. Hai? Totorești, bombotești în bucătărie? Ce bombotești acolo? Da? Cu cine te-a ținut până acum de când ai venit din pușcărie? Bă, de când ai venit din pușcărie, cine ți-a luat țigări și pâine de ai mâncat? Păi de ce n-ai stat acolo? Da, ori la botez acasă la Strahaia. Hai că te duc eu acum. Te duc acasă acolo să stai acolo tot becii becilor. Dacă bombotești acolo. Și așa e, prieteni, prieteni, asta este, că da, mă vezi pe cine nu trebuie și pe urmă ți se urcă în cap, prieteni. Îmi place de Cristi că a filmat acasă unde l-a întâlnit, are filmări acum, să arată bizări. Că stătea și filmat și mitirul și grătarul ăla păcea foc în el. Ați văzut ce a filmat de frumos? A fost la Olga, ați văzut ce avere are Olga, prieteni, care a plecat și ea s-a supărat când a văzut averea ei. S-a filmat Cristi acolo, era copiii ei acasă și i-a lăsat acasă averea toată și s-a dus să stă pe averea lui Diamant, pe apartamentul cu tirie. Și are avere Olga ce n-are nima. Nici noi n-avem libertatea ei și bucătăriile ei frumoase și casa ei de-am făcut-o, de-am ajutat-o și copilul meu care e acolo în spital și bărbatul meu de-am ajutat-o. Și ea stă pe drumul ăla, la Diamant. Și-a lăsat averea ei, săraca de ea. Și nu mă înțelege, că nu mă înțelege. La ce să vină acasă? La ce să vină? Că vine Tomi, avut. Și dacă vine Tomi, că nu dă afară din casă. Dar nu vrea să mai vină. Înțelegeți, prieteni? N-ai cu cine te înțelege. Cum am spus eu, de mi-a spus bătrânul ăla, pot să iau inima din mine, nu pot să o pun în care nu duce capul. Înțelegeți, prieteni? Și asta este, prieteni. Mai târziu o să vedeți și grobul lui Leo și al meu. Filmez și eu ce pot, prieteni. Filmez ce pot, că nu mă ajută nimeni, mă ajută Alin și Mihaela de mi le pune atât și eu filmez pot și cum filmez așa. Bine, mulțumesc lui Alin și lui Mihaela că mă ajută de le pun clipurile.
Că dacă Ion nu vrea să ajută cu nimica, nu merită, prieten, nicio bere, nici cafea, nici nimica. Nu merită nimic dacă nu face nimic. Înțelegeți, prieteni? Să-mi lăsați mesaje dacă merită Ion ceva. Că i-am dat până acum, mi-a fost milă de el, dar nu trebuie să-ți fie milă de omul care nu muncește. Care omul e zdravă, nu-i bun lap ca mine și nu vrea să te servească cu nimica, să nu-ți pare răb de el. Așa a spus Iisus în biserică și toți cetiți cărțile. Că omul care nu muncește trebuie să muncească, orice om să câștigă o ceapă, o pâine. Trebuie să o câștigi. Ați văzut eu cu mâna pocită, bunlavă, cum sunt, și tot pun telefonul și filmez. Mai mă ceartă, mai mă supără toți că de ce filmez. Filmez că asta e meseria, ca să pot să iau bani, ca să pot să trăiesc, prieten, să nu mor. Că fără bani mor. Cum sunt eu bătrână dacă nu am bani. Dar eu nu moare, că nu muncește. Dar dacă îi pune mâna pe sapă, ce-ar fi? Pe sapă? Păi am pus și eu pe sapă, am avut grădină la Peco. Vedeți, prieten, ce spune el mie? Să pun mâna pe sapă. Vedeți nenorocitul de depresie ăsta de unde a fost la zil? Unde l-am luat de la zil? Să pun eu mâna pe sapă, îmi spune. Păi eu am pus mâna pe sapă și pe sapă. Am făcut și grâu și tot. Când am avut stația Peco, când trăia bărbatul, mi-am încercat cu toate, prieteni. Ioane! Eu n-am pus mâna pe sapă, de-am pus și eu grâu și o vărți. Dar spune să audă lumea, cine te-a dus la mine? Leo și cu patronul, da? De la zil te-a luat. Nu cred că de la altcineva. Ai, prieteni, era la zil, prieteni. Și uite, am zis să facem om din el și om nu se mai face din el. Prieteni, nu se mai face om din el. N-ai cu cine face asta, lecția asta. Uite ce potorești. A fost prea domn. A fost prea domn, auzi, prieteni. Auzi, bineînțeles, prea domn. Să te duci, să te speli cu Alin pe cap. Doni. Cu Alin să te rămâi, să te duci, să te duci acolo la socul să stai. Să-l ajuți pe socul, să pe soacră, să pe bătrânii, la țară. De ce nu te duci la Cornelia? Îți dau eu bani numai să te duci cu trenul. Hai, te rog eu. Acum îți dau bani să te duci acolo la Cornelia, la țară. Hai! Hai, vorbește la telefon, că te ducem la gară. Te ducem cu Alin la gară. Bă, te ducem la gară, oamenii are mâncare, are țuică, are de toate. Dar să ai grijă de găini, de porci, de grădină, să-și umori buruiele. Hai! A, vine rău când auzi așa ceva. Mă, te ducem la gară cu Alin. Păi atunci ce stai pe capul meu aici? Și tu de ce stai pe capul meu? Cum stai eu pe capul tău? Doamne, prieteni, cu acesta om. Doamne, cu acesta om, pe cu prieteni. Ce mă îmbufează, ce mă zice înapoi cuvintele, prieteni. Prieteni, o să-i fac papuci astăzi, gata. Bine, prieteni. Prieteni, suntem aici la Pitești. În centru, ce e frumos aici, orașul ăsta, și liniște, prieteni. E foarte liniște, prieteni, e oraș liniștit. Înțelegeți, prieteni, e oraș liniștit, îmi place foarte mult. Lume, frumos, nu ca la noi la Sfâhaia. Ai luat-o înghețată? Bravo. Filmează. Ia. Înghețată, vrei? De că te filmez eu. Ia. Ia, uitați patronul la înghețată. Prieten. Era mai bună o ceafă de porc. Lasă-mă cu ceafa ta de porc, că nu mai nu? Da, e oraș frumos, liniștit, îmi place, Aline. La Pitești? Da, e un foarte oraș frumos, liniștit. Aici umbra tatăl să vedea dragă umbră. Orașul lui care îi vedea preferat. Da. Mihaela, unde e? Ai pierdut-o? Magar vine să caută, să cumpără. Are bani acum.
La shopping? Hai să ne acolo la umbră pe bancă. Hai. Așteptăm aici. Ce plouă. Da, să pune ploaia. Bună, prieteni, sunt cu Alina aici pe bancă. Am mâncat o adiețată. Dar e frumos, prieteni, orașul. Este foarte frumos. Capane, toți ăștia. Tot ce dorești, prieteni, bani să ai. Prieteni, să ai bani. Cu bani faci orice, prieteni. Da. Lume multă, frumoasă, liniștită, să plimbă. Da. Ce e patroană? Foarte frumoasă, Aline, îmi place orașul. Liniștit, vezi o oraș liniștit. La noi de ce nu faci așa ceva? Uite, în centrul orașului aici. Liniște, vezi, de drag să ieși cu copiii în oraș. La noi e ronturielul ăla, ronturielul ăla și gata atât. Uite ce frumos, prieteni. E tare drag și liniște, un oraș frumos. Copiii se plimbă în centru frumos. Da. Da. Chiar e mișto. E frumos, frumos, uitați ce înălțime are brocul ăsta. Da. E chiar frumos, prieteni. Aleni, cărca la arții. Ia. E chiar frumos, prieteni, și liniște aici. Ce-mi place, mi-e drag foarte mult. Uite apa aia, ce serie de frumos acolo. Vezi? Uite ce serie apa de frumos. Da, foarte frumos. Frumos, primarul ăsta a știut ce să facă aici. A știut ce să facă primarul ăsta. Foarte frumos în centru aici, să plimbă lumea cu copiii. Cu... Uite-te, Leonardo, dacă era aici, în frumoșața asta aici, să se plimbă el. Era drag să se plimbă aici. Înțelegi? V-ați plimbat, gata, ce v-ați cumpărat? Adidas. Gata. Ce v-am luat? Câte unde ți-a tăi mâncare?